După ce în 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, multe acțiuni culturale au fost amânate, în acest an, bună parte dintre ele au fost reluate. Așa s-a întâmplat și duminică la Orăștie, unde, după o nedorită pauză de un an, s-a reînnodat tradiția și a fost organizată o nouă ediție a festivalului interjudețean Călușarul Transilvanian, manifestare aflată la numărul 52. Este a 52-a ediție, ne bucurăm că am putut fi din nou organizatori, ne-am bucurat că legislația ne-a permis să organizăm anul acesta evenimentul. Sigur, asta înseamnă pentru noi tradiție și cultură respectată și transmisă din generație în generație la Orăștie. Jocul călușarilor este unul dintre cele mai spectaculoase și simbolice obiceiuri populare din România, care a fost inclus în patrimoniul imaterial UNESCO în anul 2005. Călușarul este un joc ancestral, se spune că ar fi de origine dacică și este, după cum ați văzut, un ritual practic. Era dansul ritualic, este înscris la UNESCO, este reprezentat unul dintre reprezentanții României imaterial la UNESCO și alături de doină face cinste României. Cei mai bucuroși de reluarea festivalului au fost, bineînțeles, membrii cetelor de călușari care s-au strâns la Orăștie. Înseamnă foarte mult, că arătăm lumii tradiția, o continuăm an de an. Anul trecut, din păcate, nu a fost să fie, n-am mers. Anul ăsta am zis, dacă se mai relaxa restricțiile, să mergem. Manifestarea propriu-zisă a început cu parada celor 21 de cete de călușari prezente în acest an la festivalul de la Orăștie, care au cutreierat prin zona centrală din orașul Paliei în fața unei numeroase asistențe. Cetele au reprezentat 10 localități de pe Valea Orăștiei, unele dintre acestea trimițând la ediția din acest an a Călușarului Transilvanian mai multe grupuri. Avem plăcerea de a fi și astăzi prezenți, de fiecare dată, în fiecare an, Comuna Beriu a trimis cel puțin 3 cete de călușari, în acest an vom fi reprezentați tot de 3 cete. Ne bucurăm că așa, cu toată pandemia, reușim totuși să mai păstrăm aceste tradiții și felicitări organizatorilor. La manifestarea de la Orăștie au participat și călușarii din județul învecinat, Alba, aceștia fiind încântați de faptul că organizatorii i-au invitat la festival. Ne bucură faptul că suntem prezenți și am fost invitați și e un lucru care face ca totuși obiceiurile și tradiția încă să dăinuie în prezent și în viitor. Spectacolul propriu-zis a avut loc în preajma Catedralei Ortodoxe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din municipiul Orăștie, în fața unui numeros public, evoluând pe rând toate cele 21 de cete, balul fiind deschis de călușarii de la Boșorod, laureații la mai multe festivaluri de profil și prezenți în emisiuni ale televiziunilor centrale. Evoluția călușarilor a fost răsplătită cu aplauze generoase din partea publicului și cu premii oferite de către organizatori, marele câștigător fiind tradiția populară, care se păstrează, iată, și în continuare.